Înainte să părăsească emisiunea Mireasa, casa Bogdana se afla pe terasă cu doamna Anina și Ana și spunea că nu știe încă nimic, o întrebaase doamna Anina unde merge, dacă a stabilit ceva clar. Și a zis că nu, încă nu știe nimic, se va vedea cu Liviu tocmai la capricii în direct și nu știe exact ce și cum o să se organizeze, iar doamna Ana spunea să stea liniștită pentru că sigur vor rezolva această problemă doamna Lucica și fiul dumnei ei. Bogdana avea alte temeri, spunea că este teamă să nu facă vreo prostie Liviu, să nu plece prin descalificare și doamna Anina, cum ne-a obișnuit, spunea, eu nu dau sfaturi, dar vezi de tine, de gândește-te la tine și să fie acesta un test pentru voi. Bogdana a răspuns că nu asta era ideea, ci că nu vrea ca Liviu să facă vreo prostie pentru că nu-și va mai găsi rostul în casa Mireasa.